Salutare și bine ați venit în bucătăria mea! Azi vom face împreună piure de mazăre cu somon. Rămâneți alături de mine pentru a vedea modul de preparare și invitatul special. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 g de mazăre, 2 bucăți file de somon, 100 de grame de unt, zeama de la 2 lămâi, o rodie, 2 feței de usturoi, sare și piper. Vom pune sare peste bucățile de somon și vom lăsa să stea cu sare timp de 10 minute, astfel în momentul în care îl vom prăji să nu-și piardă din dulceață și să nu devină sec. În timp ce mazărea fierbe, ne vom ocupa de somon. Eu voi pune jumătate din cantitatea de unt într-o tigaie înfiertă. Vom pune somonul. Îl vom lăsa timp de 3 minute să se prăjească deoparte. După 3 minute îl întoarcem. Se bine arată și lăsăm și pe partea asta la altă între 3 minute. Mazărea noastră este gata fiartă. Vom pune peste ea unt, sare și piper. Puteți pune după gust. După care un blender, o vom blendui. Următorul pas, vom face sosul. Eu voi turna untul într-o tigaie încinsă. Este untul care a rămas. Îl lăsăm să se topească. Peste unt voi turna zeama de lămâie. Usturoiul și puteți pune piper după gust. Eu sare nu voi mai pune pentru că am pus la pește. Preparatul nostru este gata. Bucătăria se simte aromă minunată. Sunt nerăbdătoare să aflu reacția invitatului nostru special. Avem alături de noi pe prietena noastră Viorela. Bună! Bine ai venit! Mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt onorată să fiu aici în bucătăria Alinei. Și îți cer permisiunea de a strica acest minunat plating. Desigur. Mulțumesc. Ce bine arată somonul. E roz. Parcă e pictat aici. Roz, verde, roșu, galben. Să și vedem gustul. Ia și puțin o rodie. Fără ciutura noastră. Arată foarte bine. Wow! Usturoiul și lămâia sunt excelente pe acest somon și e foarte bine hidratat acest somon. E gătit numai bine, numai potrivit. Iar piureul de mazăre este acel verde, sănătos, echilibrant, cred că în zilele noastre avem nevoie de așa ceva. Iar rodia, îți mulțumesc că ai pus și rodia aici pentru că îi dă un crunch, îi dă ceva deosebit, un gust mai exotic. Mulțumesc și eu îmi permit să mă bucur în continuare de acest preparat deosebit. Poftă bună, Viorela! Mulțumesc! Aceasta a fost rețeta de astăzi. Ingredientele le puteți găsi și în descriere. Până la următoarea rețetă, vă dorim spor la gătit și poftă bună!